Vă lasă și eu săptămâna. Atipic, așa, nu prea facem de conferință de presă, vinerea, de obicei, miercuri sau joia. Însă, prilejul se datorează faptului că ieri, în Biroul Permanent Național, lista propusă de organizația PNL Ialomița pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, pentru Cameră și Senat, a fost validată. Și aveți în față toți cei 10 reprezentanții Partidului Național Liberal, 4 titulari, ca să zic așa, de drept, pe listă pentru Camera Deputaților plus 3 supleanți, 2 titulari de drept pentru Senat plus 2 supleanți, în total 10. N-am să fac eu nicio prezentare, am să îi rog pe fiecare să se prezinte. Sunt colegii mei, personal mă mândresc cu ei, sunt toți membri ai Partidului Național Liberal, cu ștate vechi în partid, și am să încep, am să rog colegii de la Senat să înceapă să se prezinte. Gigi, te rog, mulțumesc. Gigi Manea, mă numesc, de profesie inginer, om de afaceri. Sunt căsătorit, am un copil, student la medicină. Sper și mă onorează faptul că fac parte din echipa PNL pentru Camera Superioară Senat. Vă mulțumesc! Mă numesc Gabriel Răceanu, am 40 de ani, sunt de profesie consilier juridic, specializare practician în insolvență, în desfășor activitatea în cadrul cabinetului de insolvență propriu. În paralel cu aceasta, dețin calitatea de președinte al unei case de ajutor reciproc cu sediu în Slobozia, al Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților și sunt, ca organ ales, membru al Biroului Executiv Național al Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România. Sunt membru reacționat al Partidului Național Liberal din a doua jumătate a anului 2015. Am participat intens în cadrul campaniei și desfășurării alegerilor locale din 2016. Am găsit aici un climat propice desfășurării activității liberale, o echipă consolidată pe care încercăm să o dezvoltăm în continuare. Mulțumesc, locul 2 la Senat, colegul meu și secretarul general al Partidului, domnul Dragoș Soare. Bună ziua, Dragoș Soare, mă numesc. Sunt de profesie economist, sunt administrator al unei societăți comerciale. Am absolvit și facultatea de agricultură. Activez în domeniul agricol, domeniul pentru care m-am pregătit. Fac politică din 2004 și primul partid în care am intrat a fost Partidul Național Liberal. Am fost președinte organizației de tineret la nivelul județului Ialomița. În momentul de față sunt consilier județean PNL și secretar general al acestui partid, PNL, în Consiliul Județean și secretar general. Prezența mea pe lista candidaților la Senat este o onoare pentru mine și le mulțumesc colegilor care prin vot în forul de conducere la nivel județean au stabilit că merit și doresc să fie reprezentați de persoana mea pe această listă. Cam atât am văzut. Locul 1 la Senat, colega mea cunoscută, valoroasă și neprețuită noastră colegă Cristina Bucura, dar vedeți că suntem un panel și jumătate aproape. Respectăm la fundul de gen, Cristina, sper să apreciezi, să fie, am pus să apreciezi și la... E mai mult decât 30% cât am spus exact, eu în proiectul exact. De legeți. Și o rog pe ea să se prezinte pentru că mai bine pe anul. Bună ziua! Mă numesc Bogoara Cristina Ancuța, în momentul de față sunt deputat de Ialomița, colegi Pătești, Țăndărei. Sunt căsătorită, am un copil de 5 ani. În activitatea mea din Parlament am activat în Comisia pentru Muncă,
fiind vicepreședinte în momentul de față al Comisiei de Muncă și Protecție Socială. De asemenea, sunt președintele subcomisiei pentru protecția drepturilor copilului. Și în cea mai mare parte, activitatea mea și preocupările mele în Parlament s-au concentrat pe susținerea familiei și pe susținerea copiilor și a tineretului. Pentru că, din punctul meu de vedere, investiția majoră pe care noi trebuie să o facem este investiția în viitor. Și viitorul este reprezentat de familie și de copii. Trebuie să investim în copii prin educație, prin sănătate, prin crearea de locuri de muncă, în așa fel încât micii cetățeni de astăzi să fie cetățeni implicați în viitorul țării și să reducem cât mai mult riscul ca ei să fie asistați social. Am punctat în scurta mea prezentare faptul că susțin familia și aici este un mesaj foarte clar și foarte tranșant pe care vreau să-l transmit și chiar să vă asigur că dacă voi ajunge senator, voi avea un nou mandat în Parlament, întotdeauna votul meu va merge spre susținerea familiei tradiționale. Pentru că dacă susțin creșterea natalității, dacă susțin copilul, asta înseamnă și implică susținerea familiei tradiționale. Deci, în ceea ce mă privește, aveți un angajament pe susținerea unui proiect. Și aș mai vrea să punctez un aspect. Pentru că suntem în precampanie, suntem înainte de a începe o campanie electorală foarte importantă pentru viitorul României și anume fac un apel către toate instituțiile abilitate cu responsabilitate în monitorizarea și buna desfășurare a campaniei și a alegerilor parlamentare să se asigure că această precampanie și această campanie care urmează să înceapă se vor desfășura în condițiile legale. Știți cu toții, legea s-a modificat, sunt multe lucruri care nu se mai fac ca pe vremuri, nu mai merge sacoșa, nu mai merge cadou, nu mai merge nimic de genul lucrurilor pe care unii le promovau în trecut în campaniile electorale. De aceea întăresc apelul meu către instituțiile abilitate, de la Ministrul de Interne până la celelalte instituții, să se asigure că la Ialomița legea va fi respectată. Precampania și campania vor fi în condițiile legii și nimeni nu va face niciun fel de gest care să inducă electoratul sau să inducă altceva electoratului. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, voi puncta. Vasulescu Constantina, sunt de profesie om de afaceri, din anul 1992. Am terminat facultatea la SEB București, deci sunt economist. Activez în Partidul Național Liberal din 2003, unde am ocupat funcția de președinte la organizația PNL Amara. Am încercat să mișcăm lucrurile, să fim o alternativă la Partidul Social Democrat, care acum este în Ialomița preponderent. Am reușit, zic eu, cât de cât, să facem pași mai mici, dar totuși s-a reușit ceva. Sperăm să fie mai bine. Sperăm în alegerile de la parlamentare să obținem un scor frumușel pe măsura muncii noastre și să știți că fiind aici pe lista de deputați, chestia asta chiar mă onorează și mă face să lupt mai departe și să merg în Partidul Național Liberal cu fruntea sus. Vă mulțumesc! Tania, te rog! Bună ziua! Mă numesc Comunescu Ecaterina. Sunt de profesie economist, activez în Partidul Național Liberal din anul 2000. Am participat la toate acțiunile, inclusiv în județul Ialomița, cât și în alte județe.
Sunt președinta OFL la al treilea mandat, Organizația Femeilor Liberale. Sunt foarte mândră și încântată că fac parte din această echipă și sunt convinsă că vom obține rezultate bune dacă munca noastră va fi pe măsură. Mai departe, ce rezultatele se vor vede după alegeri. Noi sperăm că după alegeri să fim cu totul altfel. Vă mulțumesc! Mă numesc Mihaela Oșov, sunt de profesie jurist, sunt căsătorită, am doi copii, sunt administrator împreună cu familia la o societate comercială care își desfășoară activitatea de peste 20 de ani. Mulțumesc în primul rând colegilor pentru încrederea care mi-au acordat-o, mă simt onorată. Este o echipă puternică în care cred și în care mă regăsesc. Am fost animată de principiile liberale, de responsabilitatea cu care văd că lucrurile s-au schimbat și încep să pornească pe un făgaș în care eu mă regăsesc încă o dată. Aceste principii liberale le-am moștenit din familie și sper cu toții să găsim un drum spre o schimbare pe care dacă noi nu o vom produce, în timp noi vom fi schimbați. Doamna Barcari, cred eu că nu mai e voie să se prezinte, dar rog totuși. Trebuie. Sunt Rodica Luminița Barcari, profesor titular la Liceul Teoretic Carol Pitătești. În perioada 2006-2012 am fost inspector școlar de management, mă rog, și ultimele 5 luni inspector general. Din 2012 am revenit la catedră și anul trecut, în aprilie, în urma concursului desfășurat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, deci, din acel moment, ocup din nou funcția de inspector școlar general. Din punct de vedere politic, știți foarte bine că acum 4 ani, în 2012, am candidat la Camera Deputaților pe listele Partidului Democrat Liberal în Colegiul 1. Am fost consilier județean 4 ani și, începând din acest an, din nou am un mandat de consilier județean. Și pentru că doamna Cristina Popora, colega mea, a adus aminte de ceea ce putem să facem pentru copii, mi se pare normal să aduc aminte faptul că pentru mine calitatea în educație este primordială. În activitatea mea de inspector școlar nu am amestecat niciodată politica, dovadă fiind aceste concursuri pentru ocuparea funcției de director care sunt pe cale de a se încheia și care au decurs în condiții foarte bune. Politic, sunt onorată că mi s-a făcut propunerea de a fi pe listele Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților și pentru că sunt un om de echipă, voi munci alături de colegii mei astfel încât să obținem la aceste alegeri un scor cât mai bun. Mulțumesc! Și eu mulțumesc doamnei Petrușii Albatari. Paranteză fac aici până în colegul meu, Aurelian Enescu. Doamna Albatari este este plus valoare aceste echipe în momentul de față. Are o activitate extrem de bine apreciată la inspectoratul general școlar, în Consiliul Județean și, după părerea mea, meritele domniei sale nu vor rămâne neobservate și neapreciate în perioada următoare, dacă Partidul Național Liberal va fărba guvernul în continuare. Eu ne spun,
Da, mulțumesc, domnule președinte. Aurelian Nescu este numele meu. Sunt probabil cel mai proaspăt membru al Partidului Național Liberal filiala Ialomița și candidez la Camera Deputaților pe listele Partidului Național Liberal de Ialomița. Aș vrea să anticipez două întrebări pe care probabil mi le veți spune la finalul conferinței și să vă dau răspunsurile. De ce nu mai sunt în ALDE? De ce am ales Partidul Național Liberal? Nu mai sunt în ALDE pentru că am intrat într-o polemică de idei cu conducerea partidului, cerând alături de alți colegi parlamentari și aleși locali implementarea în cadrul acestui partid a unui set de criterii de integritate, astfel încât candidații pe care Partidul ALDE urma să-i propună la Parlamentul, pe listele pentru viitorul Parlament, să nu aibă probleme penale, să nu aibă probleme de moralitate, să nu aibă probleme de integritate. Răspunsul conducerii a fost sec și s-a derulat în două etape. Prima etapă, în momentul în care am promovat această discuție în cadrul partidului, deja erau primiți alții oameni politici cu o proastă imagine publică și nu este niciun secret, era la momentul respectiv era vorba de domnul Tudor Pendiuc din Argeș, fostul primar al Piteștiului, domnul Voloșeviș, fost membru al Partidului Liberal, care nu mai avea loc pe listele Partidului Liberal, doi oameni cu probleme penale, cu probleme grave de imagine. Iar cel al doilea răspuns a fost că la trei zile, atât eu cât și ceilalți colegi care am luat atitudine, am fost excluși. Ne-am trezit excluși din partid fără măcar a fi întrebați, fără a ni se spune de ce suntem excluși. Deci am ales Partidul Național Liberal, am ales Partidul Național Liberal în urma invitației atât a domnului președinte Tinel Gheorghe, cât și a invitației venite din partea conducerii centrale a partidului, pentru că mesajele mele și susținute, repet, și de cei, și de mulți colegi din fostul ALDE, sunt și mesajele Partidului Național Liberal, sunt principiile pe care Partidul Național Liberal le împărtășește și anume un parlament curat, oameni politici fără probleme, oameni politici cinstiți, oameni politici cu care putem reconstrui România. Activez în organizația Ialomița de câteva zile și am regăsit mulți foști colegi. În același timp am găsit o echipă unită și este clar că procesul de fuziune între cele două partide mari, PNL, PDL, a luat sfârșit și aici țin să apreciez efortul făcut de domnul președinte Tinel Gheorghe în a compatibiliza cele două echipe și sper că la finalul campaniei să luăm cel puțin jumătate din mandatele de parlamentare ale județului Ialomița. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc. Am doilea mandat de parlamentar, președintele partidului și cu voia colegilor mei în conducerea partidului, în comitetul director județean, am fost validat pentru a ocupa prima poziție la Camera Deputaților în această bătălie. Prezenții am în dreapta și în stânga mea o echipă extrem de tânără care îmbină toată experiența profesională, dar culma și maturitatea politică. Sunt toți oameni politici, validați prin bătălii politice, prin bătălii de locale, cu ștate vechi în Consiliul Local sau Județean Ialomița. Paradoxal, tânăr, culmea, respectând și raportul de gen, pentru că veți aprecia acest lucru, doamnă jurnalistă. Avem 5 reprezentante ale sexului frumos și 5 bărbați, ceea ce nu se vede. Adică femei și bărbați. Așa, da. Nu se vedeți la PSD și la niciun partid politic. Asta înseamnă că apreciem în mod deosebit egalitatea de gen, care ar trebui să se manifeste la nivel național cu prioritate, după părerea mea. Femeile trebuie să fie promovate mult mai mult, mai mult curaj în politic. Sloganul electoral sub care
începem această campanie electorală este împreună decidem viitor. Noi, cei de aici și noi astea, cei care ne priviți. Dacă veți sta acasă în 11 decembrie, să știți că nimeni în locul noastră nu va veni să vă schimbe viața. Noi, cei de aici, cei pe care îi vedeți și pe care sperăm noi îi veți vota, să încercăm să vă reprezentăm în Parlamentul României așa cum a făcut și acum. Cu integritate, cu moralitate, cu profesionalism, pentru că vă reamintesc, toți cei de aici de la masă au semnat declarația de integritate. Nimeni de aici de la masă nu are nicio problemă de integritate. Ceea ce spune foarte mult de față de lozincile astea pe care PSD-ul le promovează în momentul de față, că nu e nevoie chipurile de prea multă integritate. Păi nevoie de foarte multă integritate, pentru că, așa cum vedeți, corupția ucide. Ucide încetul cu încetul un oraș și un județ. Îl vedeți murind încetul cu încetul. Slobozia se prăbușește. Pe când la corupție. Și nu e săptămână, dar noastră, nu e săptămână fără conferință de presă noastră, în care să nu scoatem cât un subiect care aduce în atenție opiniei publice un caz de corupție. Că e legat de spitalul județean, de achiziții, că e legată declarația de avere a președintelui Consiliului Județean. Culmea, fără nicio reacție. Fără nicio reacție atunci când i-am scos declarația de avere și am spus, doamne, ai uitat să-ți declar 50.000 de lei? Nimeni nu știa de ce. Ei, iată, echipa pe care o propune Partidul Național Liberal astăzi, cetățenilor, este fără pete. Fără astfel de pete. Nu puteți să ne acuzați. Puteți să ne acuzați că avem procent de peste 90% în Parlamentul României, că avem inițiative care pun ștampila, eticheta PNL pe ele și ale noi și ale Cristinei Bucurat. Legea Camerelor Agricole sunt coautor. Legea privind conservarea pașiștilor și protejarea pașiștilor sunt coautor. Legea privind comercializarea produselor agroalimentare și procentul de 50% pe raft sunt coautor. Sunt câteva acte normative, inițiative legislative care, sincer vă spun, mă mândresc ca și inițiatori. Întrebați și pe ceilalți colegi, competitori politici și veți vedea că n-au avut o singură reacție în Parlamentul României unii în două mandate. Și deschid listele electorale. Nu se poate să fii parlamentar în Parlamentul României și să-ți ți se audă glasul glășiorul decât atunci când depui jurământul. Și cu oră să fii fără vot, fără glai. Este incredibil. Și deschide lista. Știți cine e, nu? Totul de ină. Nu, că nici Pavel n-a vorbit decât o dată. A, bun. Excepție, domnul Pavel a vorbit totuși. Păi când a depus jurământul. Deci, iată, dacă vreți, și n-am spus și la locale, domnule, avem echipă bună pentru locale, n-am fost greșit. Avem echipă bună și pentru parlamentare. Și eu spun, nu recomparăm publicității, statistic, toate datele, că nu le-am întocmit noi, dar întocmit pe tău. Și veți vedea cum stau parlamentarii Partidului Național Liberal, din punct de vedere statistic. Și cum stau ceilalți parlamentari e partidul competitoare, al PSD-ului, de exemplu. Unul dintre ei, cel puțin, nu a mai avut curajul să candideze. Culmea, secretarul general partidului și președintele organizației. Oare de ce? Întreb și eu public. Tu oare de ce nu candidează domnul Neașu? Domnul Neașu. Aveți interdicție de la înalta curte. Ani. La alta curte de casație și justiție. Proces, da, normalii, ci s-a judecat și doamna curte a spus, domnule, pardon, mi-a dat de odinești 3 ani de zile. Și se odinește. Deci președintele partidului și secretarul general al PSD-ului se odinește 3 ani de zile. Este exemplu cel mai elocvent privind termenii de comparație între două formule, două echipe pe care le trimit cele mai importante partide politice din Ialomița. Pe de-o parte PSD-ul, necunoscuți, paradoxal după unul și două mandate, necuvântători și Partidul Național Liberal cu o echipă foarte tânără
dar extrem de activă din punct de vedere politic. De ce ne ducem în Parlamentul României? Pentru că eu cred că împreună decidem viitorul. Nu uitați, pe 11 decembrie să ieșiți la vot, indiferent care este opțiunea noastră politică, ieșiți la vot, nu stați acasă, nu lăsați o minoritate să vă decidă viitorul pentru următorii 4 ani de zile. Vă creează ceva dificultăți și vă încurcă socotelile. E o dezamăgire pentru mine faptul că fostul președinte al PNL, Ia Lomița, a ales acum să schimbe barca pentru o candidatură din partea altui partid. Vă mărturisesc că nu-l înțeleg pe Ioan Martin, dar cum ne spunea el nouă, hai să vedem cine face propunerea cea mai bună. Probabil că a găsit acolo o propunere bună și probabil că PSD-ul i-a propus ceva mult mai interesant după alegeri, poate. Nu știu. Poate e un schimb, l-ați luat jumătate pe domnul Ioan. Nela, nu spune așa. Nu e. Scorul pe care îl obține Partidul Național Liberal politic, va fi cel cu care va trebui să atace și Senatul și Camera Deputaților. Nu există interes mai mare sau mai mic pentru una dintre camere. Asta înseamnă că mobilizarea Partidului Național Liberal Fidelei, Ialomița, pentru a fi un spor identic la Camera și la Senat, va fi și mai mare după această dezertare. Ca să fac, ca să închid orice comentariu aici, am o mare dezamăgire. Din calitatea de președinte al partidului, eu încă refuz să cred că e adevărat. Refuz să cred. N-am o certitudine oficială. Nu a apărut nicăieri oficial. Da. Ion Martin este... Da, e. Dar dacă se va confirma, voi... mă voi rezuma să comentez atunci când informația va fi oficială, pentru că nu vreau să comentez. Și înțelegem că tocmai de asta a acceptat candidatura la Senat, că i s-a părut mai aprigă pe căruia. Păi sunt un competitor pe cinste. Am văzut că și lista PSD-ului e concentrată pe acea zonă. Da, până la urmă, cred că e momentul... E firesc și e foarte bine. Asta înseamnă democrație și bătălie reală. Competiția vă face să... Exact. Nu, vă face să vă zic foarte bine. Sunt obișnuită cu bătăliile tale. Dar eu am lucruri concrete cu care vin și vorbesc și vă prezint în fața oamenilor și, de asemenea, lucruri concrete pe care le pregătesc. V-am spus, alocația de 200 de lei, dar sunt și alte lucruri pe care le vom dezbate în continuare, lucruri aflate în programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Și eu am credința că după aceste alegeri, sau că la aceste alegeri oamenii se vor uita cu atenție și vor spune, gata, vrem altfel de politică, s-a furat suficient în țara asta, a fost șmecherie suficientă în țara asta. Haide să încercăm să alegem oameni care știu ce fac, știu ce au de făcut și fac lucrurile corect. Ca să avem și noi apoi școli cum trebuie, spitale cum trebuie, drumuri cum trebuie, să avem o viață normală. Iertați-mă, suntem cam de aceeași vârstă cu toții. Vrem să ne creștem copiii normal în țara asta. Eu nu cred că suntem încă... Ba, e momentul. E momentul. Avem un președinte care abordează altfel lucrurile, deși foarte mulți îl critică, dar are alt suflu. Avem un premier. Avem un premier care a început să șarnă lucrurile, să așeze lucrurile pe o drum normal. Că nu trebuie să ne întoarcem. Nu trebuie să ne întoarcem și să pierdem acești pași micuți făcuți până în acest moment și de președinte și de premier, dar spre schimbarea societății. Trebuie să schimbăm și avem ocazia să schimbăm România dacă vrem să avem un viitor în această țară. Și credeți-mă că pentru asta mă bat, pentru copii. Pentru copii și pentru viitor.